și eu pot așa. Și dar nu credeai că veni să cânte cu vioara. Publicul a luat acasă. Adevărat că unul care să fluiere pe scenă n-am avut niciodată. Ia uzi. Seama câți bani ar face metrică pe litoral la gonflabilă. Vai! Îmi place cum stă așa, serios. Ce mă, Dragoș? Da. Ai și vibrat-o, mă! N-a fluierat apagubă. Petrică, ai fost peste așteptările noastre. Ai ridicat lumea în sală, presupun că ai rude. Mulțumesc frumos! Ia uite! Petrică, se pare ușor? M-ai înșelat, eu am crezut că tu chiar n-ai niciun talent. Dar se pare că poți, poți. Ia, ia, fii atent, ia. Ia uite de ce se întâmplă. Ia. Poți și cu vibrato pot, vezi? Timbarc! Mie că și tu și Petrică luați niște nu-uri foarte... Eu iubesc genul ăsta de momente, pentru că eu toată viața, când auzeam o melodie, când mi se dădea o melodie, prima dată o fluieram și toată mea zicea, păi, dar cum, adică, de ce faci asta? Rețin mult mai ușor o melodie dacă o fluier. Și să întâlnesc cu oameni ca și mine, aici la România au talent, mă bucură. Eu văd un lucru bun în tot ce a făcut. Nu știu cum ți se pare. Nu, nu, nu. N-am zis că nu e un lucru bun. Pentru mine oricum este un miracol și e clar un sezon magic, pentru că ne-a fascinat, ne-a dus într-o poveste frumoasă, fluierând așa și ne-a blocat. Voiam să te întreb de ce ai venit cu vioara. Am venit să vă joc o festă. Să-și ia tonul. Bună. Ce ne-a, frumos zice, ne-a mă. Păcălit. Mie mi-a plăcut momentul tău, să știi. M-am simțit bine și cred eu, fără să fiu un specialist, așa cum... Cred eu că nu e ușor ce ai făcut. Chiar nu e, nu e. Andy? Eu știu că pare o trăznaie. A fluiera e ușor, până la urmă poate fluiera oricine. Dar să fluieri ce a fluierat el. Corect. Și cum a fluierat toată el. Partitura și așa. Eu cred că doar niște muzicieni cu o ureche excepțională pot face asta. Mulțumim, nu e deloc mulțumim. De X, e din potrivă. E o abilitate extraordinară pe care el și-a dezvoltat-o. Și într-adevăr e o trăznaie care n-ar fi putut fi prezentată decât pe scena România au talent. Adică aici ai locul ei. Asta este, da, de asta am venit. Băi, foarte frumos, mă, bravo. Mulțumesc mult. Bravo. Bravo, mă. Vreau să-l revăd. Da de la mine. Andra? Fratele meu, te fluierat, ai un da de la mine. Vă mulțumesc. Dragoș, nu mai fluiera în casă, fluier în continuare pe scena România au talent, ai un da. Mulțumesc frumos.
Petrică, ai 3 de da și un nu de la mine. Mulțumesc. Mai vedem, ne mai auzim. Dar ne vedem în etapa următoare. Bine. Nu? O seară plăcută, mersi. Mulțumim frumos.